participa la ei și nu vrea să intre în politică. La rândul dumnealui da. Medic, fiul la rândul lui medic. Dar și director medical, la Schitul medical la Schitul și vreau să vă spun că noi am strâns materialele prin care domnul primar ne-a făcut măcelar, criminal, prost pregătit profesional și avem de gând să dăm în judecată pentru prejudiciul de imagine. Noi nu i-am făcut nimic, noi am semnalat niște probleme, da? Atâta tot. Când la ședința făcută cu domnul președinte Paul Stănescu, cu dânsul și cu managerul, la ședință eu am întrebat în ce calitate vizitează dânsul la ora 3 noaptea la tine. Așa l-am întrebat eu pe domnul primar. Și atunci răspunsul dumnealui a fost că sunt frustrată pentru că nu mai candidează băiatul meu. Ce am spus eu și ce a spus dânsul. Bun, dar să continui. Domnul Dariu Zorcov a spus că majoritatea medicilor, și majoritatea însemnând aproape toți medicii, sunt de acord cu această reformă pe care dumnealor au de gând să o facă, au început să o facă, și că sunt doar 5, 6, 7 medici. S-a mers până la 7 medici, respectiv dumneavoastră, domnul doctor Lesnic, domnul doctor Simionescu, doctorul Lenica Diaconescu, nu-i mai da, aici. Deci, da. Acum, în acest moment, dumneavoastră, apropo și de întrebarea colegului meu, cât procentual totuși reprezentați, pentru că ne putem trezi mâine, păi mâine, de fapt, chiar ne-ar interesa și alte puncte de vedere, că vor spune unii, domnule, noi nu suntem de acord cu, v-au trimis aici, v-au dat un mandat. Da. Deci, noi toate problemele care le-am indicat, toate sesizările care le-am făcut, am făcut comitet sindical, da, care a fost ales, și din comitetul sindical am repartizat pe secții. Doctorul Lesnic răspunde de reanimare chirurgie și merge și vorbește cu doctorii. Doctorul Călinescu răspunde de secțiile cutare, eu de altă secție. Și purtăm discuții cu doctorii de acolo, o dată pe săptămână am făcut comitet de conducere sindical în care am discutat problemele și prezentate de colegii noștri. Și după ce am discutat cu ei, am supus la vot și am înaintat probleme. Concluziile și s-au pus cineva? Scrise, da? S-au pus un coleg de-a noastră? Chiar directorul medical, doctorul Stănculescu, și el este speriat de această spălătorie. Ce situație juridică are la ora asta, domnul doctor, în sensul... Mai este director, e suspendat. Deocamdată este în perioada de preaviz. Am înțeles că este demisionat. Demisionat. Da, așa. Dar e în perioada de preaviz. Nu, nu mai este. Așa. Domnule doctor, doamna doctor, haideți să începem să le luăm într-o ordine. Îmi cer scuze și sunt foarte scurt. Ne-ați spus printre altele că medicii ne-au sesizat că ba spălătorie, ba cantină, ba una, ba alta. Medicii ne-au delegat pe noi că trebuie să facem asta. Asistentele șefe ne-au spus că ne puteți face și nouă niște copii după sesizările doamnelor asistentele, domnilor doctor, ca să știm și noi vorba aia, dar cap la coadă, care trebuie să nu... Un nume și vreo nume realimit. Da, un nume și... Uitați, vreau să vă spun că după ce am avut prima ședință de Comitet de Conducere a Sindicatului, s-a dat circulară numărul 1 în atenția, asta, doctor, mulțumim frumos. Asta. În atenția asta. Colegilor medici, membrii de sindicat. Și care spune așa, Comitetul de Conducere a Sindicatului vă reamintește că prin calitate de membru a Sindicatului Camera Federativă a Medicilor aveți următoarele drepturi stipulate în statutul sindicatului. Să se adreseze conducerii sindicatului în orice problemă privind raporturile de muncă, să ceară organelor sindicale să sprijine apărarea drepturilor sale în cadrul neîndeplinirii prevederilor stipulate în contractul colectiv de muncă, să asigure asistență juridică gratuită din partea sindicatului în orice diferență profesională. Dacă la un moment dat considerați necesar și doriți să vă, ca un reprezentant al sindicatului, să vi se alăture să vă susțină, vă rugăm să ne anunțați la unul din telefoanele puse la dispoziție mai jos. Toți membrii comitetului sindical și-au depus telefoanele. Noi suntem anunțați telefonic, atunci când se întâmplă ceva în spital. Este ce am scris noi, ce am solicitat doctorilor,
să ne anunțe orice se întâmplă în spital. Vreau să vă spun că, de exemplu, eu sunt medic legist, eu lucrez la Policlinica Veche. Eu n-am de unde să știu ce se întâmplă în spital, atâta timp cât nu sunt sesizat de către colegii mei. Și primesc telefoane, uite ce s-a întâmplat, uite care este problema noastră. Bun, și că urmă noi facem de remedele noi. Și cea de-a doua temă mică, foarte mică, dacă dumneavoastră, cei doi care sunteți în fața noastră în clipa de față, faceți parte dintr-un partid și care e ăla, dacă e cazul. Că vorba aia, să nu mai spunem că PDL-ul, PSD-ul, cine știe. Da. Ne puteți spune și nouă asta? Da, cum să nu. Da, ce este secret. Nu este o chestie deschisă. Da. Este o chestie deschisă. Dacă vreți să spuneți bine, dacă nu... Haideți, domnul Dorobanț, vă știți foarte bine. Că doar n-am putut la banul liberal. O profesie liberală, da? Și normal că sunt liberal. Mulțumesc frumos, domnule domnule. Partidul Conservator. Mulțumim frumos. N-am văzut doar la balul liberalilor, erați acolo, la o masă alăturată de... La masa, la masa presie, că nu-mi doresc. Domnul Sergiu Șară, să mai fost la masă. Da, domnul doctor, revenind la bucătărie, aceasta a spus că dintr-un ordin s-a făcut această bucătărie. Da. Din ordinul cui? Haideți să concretizăm. Bun. Dacă v-ați uitat în planul celor 20 de măsuri propuse de către Consiliul de Administrație, managerului de spital, să vedeți că una dintre ele este transformarea spălătoriei în bucătărie. Deci s-a făcut la ordine. Managerul spitalului, domnul Vlad, în momentul în care a dat examenul de director de spital, a depus un plan de management acolo. Și în acel plan de management nu se vorbește de transformarea spălătoriei, bucătăriei în spălătorie. Și această spălătorie a fost impusă de către Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație care este condus de către reprezentanții Consiliul Județean, care sunt puși de către președintele Consiliului Județean. Așa s-a hotărât. Credeți că este o afacere în spatele acestei? Nu știm și nu ne interesează. Atâta timp cât noi, mâncarea respectă toate regulile, transportul și cazul sanitare, nu avem nicio problemă. Nu ne interesează. Dar ne gândim așa, dacă era o investiție care mergea foarte bine și deci s-a dovedit în timp, este o investiție foarte bună, de ce să stricăm acea investiție ca să facem alta care ar fi cu niște probleme în, iar rufele noastre să fie spălate la București. Și în niște condiții textil obișnuită, deci acolo în condițiile în care dacă știți că și hotelul Parc are o spălătorie foarte bună și o spălătorie industrială. Bun. Chiar și ecologică. Și la care puteam și noi să avem, prin Direcția de Sănătate Publică, să avem control asupra calității rufelor spălate. Asta ne-am... Reamortizarea celor două investiții. Este anunțat la Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății știe. Din păcate, cel care știe s-ar putea astăzi să-și dea demisia. A fost informat telefonic și înscris la centrul de urgență a Ministerului Sănătății, a fost informat la sfârșitul decembrie. Domnul Raedar a fost. Bun, din păcate, dânsul și-a dat demisia. Iată, va trebui să așteptăm să mai vină la altceva, nu ca să facem. Alte țoale murdare la dânsul. Totuși, sunteți de acord, sau cum ar trebui făcută reforma asta la spital? Pentru că la spital, totuși, lucrurile nu merg. Nu merg. Cum ar trebui și începem cu director, continuăm cu să medicii, un lucru. Și de secție, medicii care lucrează, pentru că pacienții sunt de multe ori umiliți acolo și trebuie să... Mulți dintre medicii din spitalul din Slatina au făcut cursul de masterat, cursul de management sanitar. Eu mă aflu printre cei care au făcut un masterat în management sanitar de 2 ani la Universitatea din Craiova. Mai mult, am fost și vreo 2 ani de zile director medical al spitalului. Și aș fi foarte încântat să particip la o masă rotundă în care decidenții din administrația publică locală și județeană să ne cheme și să ne prezinte un plan de reformă a spitalului. Să ia și încă... Și să ia și încă... Deci, dacă este masă rotundă, atunci este deschisă la orice discuție. Dar, deocamdată, nu ni s-a prezentat un plan de reformă a spitalului. Vă informez, dacă nu știți ce vor italienii, ce au spus italienii. Nu vă cred, pentru că eu n-am văzut. Nu, pe eu asta de vor, adică nu deci e un personal. Au organizat o conferință de presă la finalizarea auditului. Nouă ni s-a prezentat un rezumat de 14 pagini, sau nu știu cât a fost, cred că și dumneavoastră ați intrat nu. În posesia auditul mare, ce are nu știu câte sute de pagini. Și a spus așa, în concluzie,
la Spitalul Județean de Urgență Slatina trebuie schimbată mentalitatea, adică mentalitatea noastră, a medicilor, a celor care prestează servicii, nu a pacienților. Asta au spus italienii. Asta e problema gravă. Au zis că medicii de la Spitalul Județean Slatina, și eu am stat de vorbă când a venit la secție, sunt bine pregătiți profesional, da, așa zis, în secția noastră când aveți. E adevărat că nu aveți dotările care ar trebui să fie, dar medicii sunt foarte buni. Așa au spus ei. Nu știu ce ați auzit. Da, un document nu e. Noi n-am citit documentul. N-am citit, de asta vă spunem. N-am văzut. Eu văd o problemă ca pacient. Eu am fost la spitalul Slatina, n-am ca pacient. Nu aveam treabă cu ea, eram chiar bolnav. Și chiar și pasnicul m-a interogat, a zis, domnule, în afară de un anumit organ al particulului, nu intră aici, nu-l mai numesc. Restul, mai ales dumneata, avem ordine să te evacuăm. Păi sigur că dacă la ora actuală urgențele sunt sortate, deportate. Dar nu, eu am venit cu tot ce trebuie. Au, doamna, sunt foarte serios acum. Alin, te rog. Și m-am dus cu tot ce trebuie, cu documente, cu așa. Și trebuia să mă pregătesc să luau anumită secție, să fac niște merite. Până la urmă, portarul a zis, dom'le, haideți că aveți documente, aveți tot ce vă trebuie, doar cu dumneavoastră să nu faceți altceva. Deci, încadrat de portar, de gardian, de ținut, așa, m-a luat, au venit cu mine până în secție. La un moment dat ăsta precipitat, vorbește la telefon și spune, abordeți-vă tot chiar acum afară. Băi, ești nebun, zic, uite, am, nu știu, domnule, să nu-mi pierd pâinea, domnul manager v-a văzut și vrea să vă scot afară. A trebuit să dau telefon la primul secretar al județului, cum dădeau înainte la Budelii, pentru Budelii, ca să îl roage pe Tiran să revin că eram în regulă, eram cu toate astea. Cum comentați chestia? Păi tocmai de asta v-a ridicat această problemă. Și treaba asta cu parcarea și cu neintrarea în spital sunt urgențe, sunt bolnavi cu infarct, sunt bolnavi cu picioare rupte, sunt bolnavi absolut mai mult. A venit profesor de ortopedie de la București cu trusele medicale să facă o operație de prezentare, știți? Aici. Și n-a fost lăsat de portar să intre. Că el n-are voie să intre acolo. Păi cum, dom'le, să mă car cu trusele de operație care sunt sterile, care am venit cu ele? Dacă n-aveți voie, n-aveți voie. Și a dat telefon, cum a spus dumneavoastră, ca să poată să intre, să poată să ajungă. Dacă nici pacienții și nici medicii nu au voie să intre într-un spital județean de urgență, mă gândesc că numai conducerea spitalului are voie să intre în spital județean de urgență, nu? Am văzut că mașina domnului Stănescu era parcată. Chiar intră. Deci avea dreptul să intre. Dar știți că mașina șefului inspectoratului sanitar de stat nu are voie să intre în spitalul de Slatina? Doctorița Mădălina Popescu, cea care face control în spital, nu are voie să intre în spital cu mașina? Foarte bine îi se întâmplă, pentru că doamna Mădălina Popescu a acceptat ca domnul primar, care nu are nicio treabă în spital, să vină la 3 noapte. Da. Chiar l-am însuțit. Chiar l-am însuțit. Știți că perchezițiile se fac după ora 6 dimineața. Știți, nu? Pentru că nu ai voie să pătruzi în timpul nopții. Dar la spital ai voie la 3 noaptea să pătruzi. Așa, să vă întreb altceva. Aceste nemulțumiri ale dumneavoastră, ca și reprezentanți ai medicilor în spital, nu sunt de astăzi, nu sunt nici de ieri. Nu. Sunt de ceva timp. Da, dar s-au până în momentul de față, singurul lucru pe care l-ați făcut dumneavoastră a fost să ieșiți în fața presii sau fără așa să comentați cu un ziarist pe aici pe acolo. Nu mă așteptam de când au fost dați jos medicii șefi de secție, pentru că nu s-au dat pe un criteriu, pe o bază de evaluare și așa mai departe, medicii să facă o formă de protest. Să apeleze la o formă de protest. Ceea ce nu s-a întâmplat. Am avut senzația că de fiecare dată așteptați ca problemele dumneavoastră din spital să le rezolve presa. Da. Cred că noi ne-am cam săturat să vă rezolvăm problemele și să scriem tot timpul. Iar dumneavoastră să nu prea faceți nimic în afară de aici în fața noastră. Deci, ascultați-mă și pe mine. Deci când am fost la domnul președinte Paul Stănescu, să vorbim cu el, din partea sindicatului,
ne-a zis așa, ce ați scătat să mă dați în judecată? Zic, noi am acționat civilizat. N-am făcut scandal, n-am făcut grevă, nu ne-am luat la ceartă, v-am acționat în instanță. Am câștigat și nu ne-ați dat dreptate. Ce vreți mai mult? Le băgați cu un mânghiu, ce vreți? Mă iau la băgare și cum să acționați? Vreți să ieșim în stradă, să țipăm, să urlăm, să facem grevă? Am dat în judecată, am câștigat în instanță și aceste câștiguri în instanță nu au fost puse în aplicare.